Ce vrea să ascundă A. Stoianoglu? Adevăratele motive pentru care a acceptat să participe la alegerile prezidențiale din partea socialiștilor lui Dodon. Asta încearcă să acopere cu cele câteva pene ce i-au mai rămas lui Alexandru Stoianoglu după dezbaterea de la Palatul Republicii, din care a ieșit cam scărmănat, ca un cocoșel ce a sărit să se bată cu trenul. Nimeni nu ne poate convinge că sfetnicii de la Kremlin însărcinați să-i tuteleze pe socialiștii moldoveni, hai să nu îi tuteleze, zicem să-i ajute pe socialiștii moldoveni, nu au știut, deci exclus să nu fi știut că fostul procuror are pașaport românesc, idei pro-europene în tărtăcuță și două fiice stabilite dincolo de rămășițele cortinei de fier pe care o vrea restabilită Putin. Prin urmare, Stoianoglu face tumbe hipnotizante cu voie de la Sergei Vladilenovici Kirienko. Spre nemulțumirea arepii războinice a urtacelor lui Dodon, care se dăduseră în spectacol rupând harta României, țineți minte, în plină ședință din Parlament, ca să reaprindă cumva opaițul românofobiei moștenit de la comuniștii incandescenți altădată. Din toată salata olivie pe care o avea scrisă pe hârtie într-o română încă insurmontabilă pentru fostul procuror, diversele segmente de public țintă ar fi trebuit să pescuiască ceea ce le este pe plac. Unii ar fi trebuit să-l accepte pentru tradiționalele cubulețe mărunțele de cartof fiert, alții urmau să-l îndrăgească pentru nelipsitele fărâmituri de castraveți murați, amatorii de gălbinuș ar fi trebuit să-i aprecieze fidelitatea gastronomică. Altcineva, din potrivă, ar fi trebuit să-i descopere talentul inovativ găsind felioare de ananas în salata biof, ornată, ferește, cu flori de cactus și babe de piper. În cele din urmă, însă, nici măcar pretinsul bucătar care se vedea la un concurs de părăială la plită nu s-a dumerit prea bine ce bucate vrea să le servească fanilor săi, dar mai ales rătăciților care au rămas fără călăuze după turul întâi. După ce adversara sa de dezbateri l-a poreclit cu îngăduință, ca între doi români, drept cal troian, inconștient chipurile de pasagerii pe care s-ar putea să-i aducă la butoane de la președinție, un anonim de la Radio Irvan a dezvoltat acest refren, nostim numindu-l Troianoglu. Cam persiflant, recunosc, dar oricum mioritic, creștinește, pentru că se aude îndărât îndemnul, iartă-l, Doamne, că nu știe ce face. Mult mai șmecher l-a catalogat Vladimir Soloviev, nu odiosul propagandist de la Kremlin. Acel dulău de pază îi va spăla oasele după 3 noiembrie în funcție de rezultate. Mă refer la jurnalistul moldovean, vorbitor de limbă rusă, Vladimir Soloviev. El, atenție, face un joc de cuvinte subtil într-un comentariu la o poză în care apare alături de Maia Sandu în anul 2016, când, zice Soloviev, viitoarea președinte sau președintă, cum vă place, era încă începătoare, un novice în politică. Acum novice este adversarul domniei sale, notează Soloviev. Doar că în limba rusă, cuvântul novice se traduce cum? Novicioc. Sună cunoscut, nu-i așa? Pe curând!